Și eu întrebam pe bătrânul acela, dar nu o să mă ardă la ucă, sunt dura mai sute și au fost peste mine zile grele, seri grele. Nu, nu o să ai nicio problemă, că Domnul nu e așa de periculos. Și am sudat. Și la un moment dat îmi spungea ochii. Și îmi spunea, mă strâng ochii. Nu sunt probleme, duce și spală cu săpunșul să streacă. Ei, am ajuns acasă. Trebuia să mă duc pe noapte la lucru. Am sunat un coleg și nu mai vedeam numai ceața. Mi-am ars rău ochii. Cu sudura aceea. Am plecat la urgență. De-abia puteam să stau în mașină, conducea soția și când am ajuns acolo, s-a uitat în ochii mei și a spus, dar unde ai azi? Dar ce ai făcut? Vreo două, trei ore, zic, am sudat doar bun, fără mască. Dar știi ce ai făcut? Poți să rămâi fără vedere. Aveam niște dureri groaznice. Și spuneam să spun în plasament palmului ochii, dar nu știu cum o să facem, că din 10-15 minute trebuie să spun un calmant în loc să nu te doară. Și atunci am spus, nu mă pasă. Lăsați-mă așa și să spun calmantul acela. Am venit acasă. A stat soția până la vreo unul cu mine, gemeam și plângeam. Nu știam ce să fac. Îmi puneam, lăgrimam și așa cât eram de mare. La un moment dat a spus către soția, du-te că o să stai toată noaptea aici cu mine și nu o să dorm. Du-te și odihnește-te măcar tu. Și a spus, dar cum să te lasă așa? Lasă că avem un Dumnezeu mare și să o ocupa el numai din noi. Și a stat acolo și la un moment dat, nu știu cât a fost ora, întins acolo în pat, am vorbit cu Dumnezeu în șoaptă și am spus, Dumnezeu ăsta. Eu am făcut o prostie. Am lucrat fără înțelepciune, dar tu care ești înțelept? Tu care ai toată puterea în mâinile tale. Tu poți să oprești durerea aceasta, că nici nu mă mai poți ruga, nici nu știu ce să zic. Și gem aici și plâng ca un copil mic. Vreau să vă spun că în secundele următoare câte o pace și liniște peste mine. Aleluia! Am simțit o căldură așa interioară și pacea aceea și am început să plâng, dar nu de durere. De fericire. Am închis ochii și m-am trezit dimineața. Cine era acolo? Dumnezeu. Vreau să vă prețuiți familia, soțul, soția, tata, mama, atunci când sunt sănătoși. Și nu numai. Și nu numai. Dacă îi veți prețui atunci când sunt sănătoși, îi veți prețui și atunci când vor fi bolnavi. Cu alte cuvinte, soția mea o iubesc la fel, părintele meu o iubesc la fel și când este sănătos și când este bolnav. Cu alte cuvinte, pe Iisus Hristos îl iubesc la fel și când sunt sănătos și când sunt bolnav. Și n-am să spun niciodată că din cauza cuiva, că a vrut cineva, am ajuns într-un fel sau altul. Dumnezeu ne vrea vindecare. Cei din casele noastre ne vreau binele. Și atunci când unul din casele noastre, în familiile noastre, au o idee, poate mai bună ca așa noastră, sau un cuvânt mai bun ca așa nostru, ar fi bine să-l ascultăm. Amin. S-ar putea să vină cuvântul acela.